Bun găsit tuturor, din nou împreună aici la Darea ITV și normal campania Da pentru Sport. Tineri pe care dorim să vi-i prezentăm, iată, în această perioadă, fotbaliști junior la Avântul. Ne aflăm în tribună, arată super, după cum vedeți, investiții vizibile pentru bunăstarea noastră, doar trebuie să venim la meciuri. Atâta tot. Ionuț Crișan este invitatul meu de astăzi. Salut Ionuț și bun venit! Bună ziua! Ionuț, te rog să-ți faci o scurtă prezentare așa. Numele meu este Crișan Ionuț. Joc fotbal de la 6 ani. Am mai fost la CFR Cluj, pe clasa 6-a. Și îmi place foarte mult fotbalul. Unde ești la școală? La liceul Petru Maior. La liceul Petru Maior. Ionuț, de ce fotbal? Pentru că... Puteai să alegi absolut orice alt sport. De ce? Ce-ți place la fotbal? Îmi place să ajung undeva sus, să mă cunoască lumea. Aha. Bun, deci îți faci, vrei o carieră din fotbal. Da. Bine, pe ce poți joci? Joca stânga. Joca stânga. Mai ofensiv, mai defensiv, cam cum e? Și. Și. Ești om care dă lovituri libere sau mai mult pasezi, să zicem? Pasezi. Da. Bun. Cine ți-e antrenor? Stoica Vilmoș. Stoica Vilmoș. Cum e ca antrenor? Nu ne aude nimeni. E foarte bun. Nimeni. Da? Da. Nu trebuie să-l auzi neapărat, că ți-am spus mine, nu ne aude, da, bun, glumesc. Uite, Ionuț, în echipa cum e? Care e atmosfera? Este o atmosferă foarte bună, ne înțelegem cu toții, suntem foarte buni prieteni, suntem ca o familie. Ca o familie și acum faptul că jucați în campionat cu, nu știu, cealaltă echipă, am înțeles că sunt... E o diferență de vârstă. Da. E greu pentru voi, dar vă descurajează așa? Nu. Nu. Nu? Încă vă ambiționează. Da, ne ambiționează să jucăm mai bine, să dăm ratament mai bun. Dai goluri, de obicei? Mai dai și goluri, mă, în mijlocaș stângă. Mai dai și goluri. Da, bun. Și mai ceva, pentru că un mijlocaș, nu știu, îți place să faci alunecări, așa? Da. Da? Da, bun. Sper că nu ești un jucător dur. Nu. Nu, nu. Din potrivă, fair play-ul trebuie să primeze. Da. Ionuț, nu știu, o echipă preferată, un jucător preferat, ceva ai? În România, nu știu. În România, Steaua. Steaua. Și ca jucător? Sunt Martean. Sunt Martean, da, artistul. Le ai și tu la capitolul ăsta artă puțin așa pe teren? Desenezi puțin cu mingea? Da. Da? Reușești. Puțin, da. Puțin, da. Bun. Și de afară? De afară, Leo Messi. Leo Messi, bun, aici e bine, e bine, deja suntem mai prieteni. Și o echipă? Barcelona. Barcelona. Al doilea punct roșu pentru el și suntem prieteni și mai bine. Ionuț, la Națională te-ai gândit vreodată? Nu știu, să ajungi un jucător mare la un moment dat și să poți să joci în Naționala M-am României? Gândit. Da? E un vis, dar merită să faci efortul ăsta, să lupți pentru el? Merită, da? Să lucrăm toți ani. Bun. Cum îți vezi tu drumul mai departe? De la juniori, unde te vezi să joci mai departe? Păi la echipă mai mare. Da? Pornind de la Avântul, da, nu? Da, de la Avântul. Hai, ca să fii mai... Da? Și mai poate mai vede echipă, mă cere. Uh-huh. Ești sufletist pe teren, dai un mijlocaș, da? Alergi, da? Foarte mult. Cum a fost pregătirea de iarnă, printre altele, așa? A fost grea. Grea. Toate pregătirile de iarnă, să știi că sunt grele și de aceea, dar mai ușor va fi în campionat. Cum ți se par echipele din campionat? Pentru că știu cum sunt e greu, bune. Sunt foarte bune și multe, 16 echipe parcă sunteți, da? 16. Da, bun. Ai, nu știu, ai teamă de vreo echipă, să zici, mă, când în momentul când jucăm cu ei, nu cumva să... Nu. Nu? Nu? Bun. Ionuț, eu cred că, nu știu, viitorul oricărui sportiv e mă, de a se realiza el pe el însuși, da? Bun. Îți doresc mult succes. Mulțumesc. Să ajungi la o echipă mare, să pornești de la Avântul, pentru că avem nevoie în Reghin, da? Într-adevăr, Avântul să progreseze și, normal, o echipă mare de tot, chiar și națională, de ce nu, da? Da. Bun. Ok. Așadar, invitatul meu de astăzi a fost Ionuț Crișan, un tânăr fotbalist la juniorii Avântului, care speră să ajungă pe culm cât mai înalt în acest sport. Doamnelor, domnilor, eu sunt Ghiță Zileru, până la o nouă întâlnire aici la Da pentru Sport. Numai bine!